Sunt din ce în ce mai multe cazuri de botulism. Medicii atrag atenția și spun că trebuie să fim atenți la ce consumăm, mai ales că acum, în perioada postului, românii mănâncă extrem de multe alimente la conservă. În ultima perioadă, doi bărbați au murit după ce s-au infectat cu botulism. Odată cu postul Crăciunului, nu trebuie să fim atenți doar la evitarea produselor de origine animală, ci la toate alimentele pe care le consumăm, mai ales cele la conservă, spun medicii. În ultima perioadă au fost tot mai multe cazuri de infectări cu toxina botulinică, o afecțiune extrem de gravă provocată prin consumul de alimente contaminate. Cazurile de botulism au apărut sporadic, din fericire rar, dar gravitatea lor este indiferent de vârstă și trebuie acționat cât mai rapid. La aceste simptome, care se referă de la ptoză palpebrală brusc instalată, durere abdominale, crampe, constipație sau diaree, o anumită hipotonie musculară, stare proastă care nu se justifică în contextul pe care omul știa ca o tulburare digestivă obișnuită, recurentă, atunci trebuie cerut ajutor medical. Noi acționăm mai din timp și un tratament simplu este de preferat decât tratamentele cele care necesită combaterea neurotoxinei, fiind știut că neurotoxina botulinică este printre cele mai puternice. Din păcate, nu toți românii sunt atenți la alimentele pe care le consumă. Posibilitatea infectării cu toxina botulinică, aceea cu alimente alterate, ați ști așa ce să alegeți? Ca și conserve să nu... Nu. N-ați ști? Nu. Vă temeți așa ca idee sau mai bine... Ca idee. Conserve mai puțin. Cât se poate... Fructe, legume. Ar fi bine să mai mergem și prin piață pe la ai noștri, că poate totuși se poate ține postul și cu ceaua ai noștri. Avertismentele medicilor vin în contextul în care un bărbat de 68 de ani din Slatina a murit în urma infectării cu toxina botulinică. Tot aici, un tânăr este suspect de botulism după ce a consumat carne de porc conservată încă din decembrie anul trecut. În urmă cu 2 luni, un bărbat a murit după ce a mâncat pește conservat preparat în gospodărie.